Primarul municipiului Oltenița, Petre Țone, a declarat că nu este de acord cu împrumuturile bancare pentru dezvoltarea orașului. În opinia edilului, dezvoltarea și modernizarea se face prin accesarea fondurilor nerambursabile. Ce măsuri au fost luate în momentul de față pentru a preveni extinderea bolnavirilor cu noul coronavirus? Noi în Oltenița avem puțin noroc. La noi nu s-a semnalat până acum niciun focar de coronavirus. E adevărat că avem spital suport COVID, avem destui bolnavi în spital, dar din cei 70 de bolnavi, din Oltenița nu sunt decât 12. Adică un procent extrem de mic față de numărul populației. Ba uneori, eu cred că acele false teste ne dau dureri de cap fără să avem nevoie de ele. Avem un caz care l-am avut și în primărie, cel care se ocupă de audit, a stat 8 zile în spital, primul test a fost pozitiv, nu a făcut nimic decât 3 radiografii care au ieșit foarte bine la plămâni. După 8 zile i-au ieșit din nou analizele negative și l-a dat acasă. Oare a fost bolnav de COVID? Eu nu cred. Dar acum în toate scriptele figurează acolo că a fost bolnav de COVID și internat. Și mai avem încă 2 cazuri de genul ăsta. Mie unul mi-e frică de acest virus. Doamne ferește să nu credeți că aș fi tentat să-l contest sau nu. Ăsta este motivul pentru care eu am susținut în Comitetul de Urgență, în plan local, să aplicăm măsurile care se impun, dar adoptate în funcție de rezultatele de la Oltenița. E adevărat că în piață este o vânzolare foarte mare și am adoptat o rezoluție prin care în piața centrală, atât în aer liber cât și înăuntru, se va purta mască obligatoriu. Și în toate locurile aglomerate, de exemplu în parcuri, la fel. Bineînțeles, păstrând limita legală. Nu se pune la copii de sub 5 ani mască. Am făcut apel și fac în continuare apel la familiile cu copii. Dumnealor sunt primii care trebuie să-și protejeze copiii. Parcurile pentru copii nu s-au deschis, mă refer la locurile de joacă, și atunci intră în sarcina noastră să avem grijă de copiii noștri. Mai mult, am spălat din nou toate trotuarele de municipiul Oltenița săptămâna trecută. Ca prevenție. Nu că era necesar, dar uneori trebuie să iei măsuri în ideea, bă, dar dacă se întâmplă? Mai bine să prevenim. Nu suntem deocamdată nici monitorizați, pentru că avem un număr foarte mic de bolnavi COVID din municipiul Oltenița și asigurăm asistență medicală de înaltă ținută pentru toți care ni s-au adus din județul nostru. Avem de la Ileana, avem de la Belciugatele, avem de la Călăraș. Sunt locuitorii județului Călăraș și trebuie să le acordăm o îngrijire deosebită, pentru că nu vrem să avem accidente. Avem, fiind spital suport COVID, avem cazuri ușoare în acest spital. Atunci când apar situații mai grele, automat sunt transferați la Matei Balș sau la Victor Babeș. Voiam să vă întreb, în acest moment s-a atins capacitatea maximă de internare sau mai aveți locuri în spital de la Oltenița? Mai avem locuri, nu s-a atins nici pe departe. Noi avem 169 de paturi în spitalul Oltenița. Deci nu s-a atins. Nu. Și nici nu dorim. Nu dorim. Noi am vrea pe cât posibil să se diminueze numărul de pacienți. Asta ar însemna să scadă cumva această epidemie care ne-a pus pe toți într-o situație extrem de incomodă. Mai ales cei care mai avem și alte afecțiuni cu vârsta apar,
trebuie să fim extrem, extrem de atenți. Ați remarcat în primărie portul măștii. Nimeni nu are voie să intre în primăria Oltenița să nu poarte mască. Vă văd și pe dumneavoastră, camera nu vă vede, dar dumneavoastră purtați mască, sunteți la o distanță apreciabilă față de mine, iar eu, pentru că trebuie să vă răspund la atât de multe întrebări, nu port în timpul acestui interviu. Dar suntem la o distanță care reduce riscul. În această perioadă sunt distribuite ajutoare de, cu produse de igienă și ajutoare alimentare. Care este situația la nivelul municipiului Oltenița? La noi în municipiu, ajutoarele pentru igienă au venit. Din 111 persoane care sunt prinse în această listă, au primit 100 de persoane. Mai avem de dat la 11 persoane care n-au fost găsite la domiciliu. Ajutoarele pentru alimente, ne vor veni 251 de pachete a 27 de kilograme. Beneficiarii acestor alimente sunt cei de la 416 și avem un număr de 57 de persoane, iar 84 de persoane sunt persoane care se încadrează să primească aceste ajutoare. În opinia mea vor rămâne, cum au rămas cam întotdeauna, un număr destul de semnificativ de kilograme de alimente. Aceste alimente, am hotărât mai de mult și ne menținem hotărârea, vor fi împărțite la persoanele cu handicap. Chiar dacă au mai luat o dată, le vom distribui să aibă pe o durată mai mare de timp. Deci toate alimentele rămase distribuite către persoanele cu handicap. Domnul primar, ne aflăm la jumătatea lunii august aproape, ne apropiem cu pașii repezi de septembrie. Ce se întâmplă cu școlile? Sunt pregătite? Este așa o nebuloasă la nivel național. Nimeni nu prea știe în ce direcție o urcăm. Care ar fi situația în momentul de față? În Oltenița ați discutat cu directorii unităților de învățământ? Am discutat. Am văzut, eu zic, bâlbâială la Ministerul Educației. Și directorii sunt bulversați. Nici dumnealor nu știu în final ce se va face. Pentru că această decizie să transferăm toată responsabilitatea asupra directorilor, mie nu mi se pare bună. Mai aproape de data de 14 septembrie, când se va ști cu exactitate ce și cum, eu mi-am propus să dezinfectăm toate școlile din toate clasele, din fiecare școală din municipiul Oltenița. Norocul nostru este că noi nu avem probleme să nu avem autorizații de la ISU, de la DSP, suntem în regulă cu toate astea. Problema mare este numărul de copii. Cum vom reuși să ținem acea distanțare fizică? Nu e vorba de distanțare socială. Că în momentul în care, într-o clasă în care ai 32 de copii, vei decide să faci dimineața cu 16 și după amiază cu 16, eu dau ipotetic un exemplu. Ce le faci cu profesorii? Că le dublezi numărul de ore. Că aceiași profesori fac și dimineața și după amiază. Mai există varianta cu online-ul, jumătate online, jumătate la clasă. Și la două săptămâni inversăm. Este aceeași problemă dificilă. Nu avem posibilitatea să, cel puțin deocamdată, să le asigurăm condiții bune pentru online la mulți copii care nu au o situație materială suficient de bună încât să aibă aparatura necesară. Deci deocamdată nu pot să vă spun nimic cum se va derula, pentru că nu știm. Acum se iau în calcul cât mai multe variante, cât mai multe ipoteze. Până la urmă va trebui să alegem una din ele. Pentru că responsabilitatea este imensă pe umărul acestor oameni
Dacă vor solicita ajutorul, îi vom ajuta din toate puterile care le avem noi. Ne aflăm în plină precampanie electorală. Au existat incidente. Cum este situația? Cum este colaborarea între toate partidele? Primăria Oltenița, chiar dacă este condusă de un membru de partid, este obligată să asigure tuturor competitorilor aceleași șanse. Pentru că pe data de 27 am primit o solicitare de la liberal, pe data de 30 când am avut Consiliul Local, fără să avem pe ordinea de zi așa ceva, am discutat toți consilierii între noi. Și am considerat să dăm posibilitatea 6 BNR la partidele mai mari, iar câte 3 la partidele mai mici. Să nu vă spun că unii de la partidele mai mici s-au supărat, dar le-am explicat că nu avem atât de multe locuri unde să putem pune ca să dăm la fiecare, de exemplu, liberalii ne ceruseră 10. Pe data de 31 le-am făcut adresă la Organizația Județeană Călăraș și le-am comunicat că le-am avizat favorabil un număr de 6 BNR. Ce să vă spun, că am pierdut prea mult timp, dumnealor nu știu ce înseamnă disciplină, nu știu ce înseamnă să respecti o autoritate a statului. Bineînțeles că au pus mai multe, le-am dat jos după ce i-am atenționat, ca replică la faptul că le-am dat 4 BNR jos, au montat 22 de BNR în loc de 6. Le-am comunicat din nou să respecte hotărârea autorității publice locale, bineînțeles că au ignorat-o, și atunci le-am comunicat că pe cheltuiala lor vom da jos BNR-le. Bineînțeles că a ieșit un circ fără seamăn, pentru că Milescu și cu o gașcă a lui s-au dus, au bruscat, au înjurat pe oamenii care noi am angajat să dea jos acele BNR. Pentru mine e surprinzător faptul că Milescu a fost primar. Oare se întreabă ce s-ar întâmpla sau s-ar fi întâmplat când el era primar dacă dădea o dispoziție cu semnătura lui de primar iar alții o ignorau? Am înțeles că aseară ne-a făcut capă naiba pe Facebook și pentru că el în 8 ani spunea totdeauna că el e stăpânul orașului, cred că are reminiscențe. Acum spune în orașul meu. Vreau să-i spun lui și tuturor locuitorilor, nu este orașul Milescu, nu e orașul Luțone, este orașul locuitorilor, a tuturor. Iar noi trebuie să conviețuim în bună regulă, să ne respectăm. Este ajutat de unul care crește oi și capre, care la fel nu respectă o hotărâre a autorităților publice locale, a făcut o fermă pe teritoriul primăriei Oltenița, nu vrea să o mute, că nu vrea el. Ne chinuim acum cu hârtii, cu vom vedea ce va ieși, dar sub nicio formă nu o să fim de acord cu acest comportament de vechil, de stăpân al orașului, pe care încearcă Milescu să o transmită susținătorilor lui. În opinia mea, nu așa se conduce un oraș. Eu nici măcar n-am vrut să intru în nicio polemică cu el. Nu mă interesează. Dar noi toți trebuie să respectăm legea și să asigurăm tuturor competitorilor aceleași șanse. Eu îl întreb, dacă fiecare din cei 10 candidați care s-au anunțat până acum am fi pus câte 22, pe ce făceam? Puneam și jumate din București? Sau doar pentru că ei au o forță financiară pe care eu nu văd de ce o aruncă pe așa ceva? De ce n-au numărat BNR-le PSD-ului? PSD-ul, având și primarul de partea lor, oare nu puteau să pună măcar 2 sau 4 în plus? N-au pus niciunul în plus. De ce? Pentru că îi respectăm pe ceilalți.
Iar dacă el nu vrea să respecte, va suporta, cum să vă spun eu, inclusiv costurile de demontare a acestor benere. Dar el se prevalează de faptul că el nici măcar nu poate să facă o hârtie către primăria Olteința în numele organizației județene. O face Drăgulin. În felul ăsta, după părerea mea, îi aduce de servicii, de imagine și lui Drăgulin. Că mulți vor crede că Drăgulin a ordonat așa ceva. Ori eu cred că Drăgulin habar n-are de așa ceva. Dacă tot am ajuns la politică, aș vrea să vă mai adresez o întrebare în domeniul ăsta. Cum comentați ultimele mutări de politica locală, acest schimb de președinți între PNL, PSD, USR-ul a întrerupt colaborarea cu PLUS, mai nou USR a semnat un protocol de colaborare cu PNL. Cum vedeți toată această vânzoleală politică? Doamne, nu-mi vine să cred. Ce spuneți dumneavoastră pentru mine e ceva de... Pur și simplu m-ați băgat în ceață. Cum USR-ul, care a strâns 1 milion de semnături fără penal, a făcut cu PNL la Olteința să susțină un penal? Mi-e greu să cred, dar dacă dumneavoastră spuneți, probabil că așa este. Dar USR-ul în felul ăsta se decredibilizează și își calcă în picioare toate principiile. Pentru că eu nu fac acuzații gratuite și nu mă interesează. Dar faptul că acel candidat acum 4 ani nu a avut dreptul să candideze datorită unei condamnări penale, chiar dacă a fost cu avertisment, a fost dosar penal, e susținut de USR? Nu cred. Dar dacă dumneavoastră spuneți încă o dată, vă iau de bună credință și vă cred. În rest, cu mișcările de la PNL către PSD și de la PSD către PNL, dacă n-ar fi de râs, eu cred că ar fi de plâns. Pentru că este extraordinar de greu de înțeles cum un primar care este de la PSD, care e primar de 6 mandate, acum trece la PNL. Cine poate să-l creadă? S-a îndoctrinat peste noapte, nu-i mai place stânga să duce în dreapta. Mi-e greu să-i înțeleg. E adevărat, eu sunt de 26 de ani în același partid. N-aș putea sub nicio formă să trec la un alt partid. Dar probabil că fiecare are niște resorturi, niște butoane pe care se apasă la un moment dat. Nu știu. Dar niciun caz nu sunt de acord cu așa ceva. Știu că intenționați să mai candidați pentru un mandat. Data trecută ne-ați prezentat proiectele implementate la nivelul municipiului Oltenița. De această dată aș vrea să vorbim un pic despre viitorul mandat. În eventualitatea în care veți câștiga un nou mandat de primar, cu ce proiecte veți merge mai departe? Încă de acum 8 ani și acum 4 ani, eu am promis și locuri de muncă. În aceste 2 mandate ale mele s-au creat foarte multe locuri de muncă. Atât în spațiu privat, mai puțin la stat. De exemplu, organigrama mie îmi permite la primăria Olteința să am 222 de persoane. În realitate am angajat decât 160. Mai am loc unde aș putea angaja foarte mulți. Dar, dacă nu faci economie, în primul rând la fondul de salarii, n-ai cum să dezvolți, să ai bani și pentru funcționare. Pentru funcționare măcar. Nu mai vorbesc de investiții. La investiții, dacă nu încerci să te aduci investitori privați, sunt foarte puține oportunitățile. E adevărat că eu le-am exploatat foarte mult să atragi bani guvernamentali și europeni. Dar banii europeni se-i atragi pe fonduri europene nerambursabile. Că dacă te îndatorezi, pur și simplu iei plasă tu și generațiile următoare.
Deci nu ați fi de acord cu împrumuturile? Nu, nici externe, nici interne. Prioritar ar fi accesarea fondurilor europene. Fondurile europene nerambursabile, că sunt destule. Păi numai anul ăsta am accesat, vă spuneam și data trecută, am semnat deja pentru ambulatoriu 2.100.000, am școala 2 cu 3 milioane de euro, mai am acum 1.500.000 pentru primărie, reabilitarea integrală a primăriei, pentru că este o clădire din 67. Deci vă dați seama, este o clădire destul de veche, dar este extraordinar de solidă. Pe viitor, așa cum am reușit, am adus două investiții foarte mari, foarte valoroase, mă refer la Walter Tosto, care lucrează acum, dar care mi-a cerut un certificat de urbanism, mai face încă o hală. Deci se va dubla posibilitatea numărului, de a mări numărul de muncitori. Și mai avem cealaltă investiție foarte mare, care se cifrează în jur de 200 de milioane de dolari, care a început, dar datorită pandemiei s-a oprit. E vorba de pregătirea terenului, pentru că acolo, fiind vorba de uleiuri uzate, prima condiție care am pus-o acum 4 ani când au început discuțiile, nu vreau nimic îngropat în pământ. Totul să fie suprateran. Adică să existe posibilitatea de control la maxim și în eventualitatea în care s-ar întâmpla un accident cât de mic, să existe vreo scurgere ceva, să fie vizibilă, și să nu fie în pământ. Avem acum discuții, zic eu, destul de avansate cu Edgar, care mi-au solicitat 10 hectare. Vor să diversifice și să mărească fabrica care o au la ora actuală în Oltenița, pe o nouă locație, vor 10 hectare. Și am întrebat de curiozitate, bun, cam cât ar costa? Nu mi-au prezentat documente. Vor depăși 100 de milioane de euro. Investiția. Dacă nu investim, dacă nu aducem investitori, nu putem să generăm resurse pentru viitor. Pentru că salariile se vor mări, alocațiile bugetare se vor mări. Cred că dumneavoastră știți că la toate persoanele cu handicap care au și însoțitori, noi le asigurăm și vouchere de vacanță și normă de hrană, deci vor crește toate aceste alocații bugetare. Dacă nu generăm aceste venituri, vom avea probleme foarte mari. Pentru că îmi doresc foarte mult o piață modernă. Am văzut ieri o piață, au inaugurat-o, Piața Sudului. Piața Sudului la București. Da, dar 10 milioane de euro a costat. 10 milioane de euro este bugetul anual al municipiului Oltenița. Cu salarizare, cu tot. Vă dați seama că din fondurile noastre n-am putea să o facem nici în 30 de ani. Va trebui să accesăm un fond european. Pentru că piața din Oltenița a devenit improprie. Și ne mai gândim să găsim terenuri, să facem parcări etajate. Numărul de autoturisme din municipiul Oltenița a crescut într-un ritm extrem, extrem de mare. Și nu mai avem posibilitatea să... Nici măcar să-i dai omului amendă. Pentru că omul te întreabă, mi-ai creat parcare și nu am dus-o? De-aia vă spuneam mai devreme de vânzolela de la piață, pentru că a devenit mică. Eu susțin că Oltenița este o putere de cumpărare foarte mare, avem un număr extrem de mic de șomeri, iar magazinele și-au depășit cu mult targetul pe care îl aveau. Datorită acestui lucru, Lidl a construit un nou magazin care este aproape de 3 ori cât la vechi. Deci proiecte sunt multe, dar în primul rând ne gândim la atragere de fonduri și, bineînțeles, de investitori puternici. Avem și investitori privați care au făcut câteva firme
extraordinare la noi în oraș, dar este meritul lor. Că eu i-am, de cât i-am ajutat cu problemele care le-au avut, pe unul să-și tragă mai repede curent, pe unul să mai repede să le dăm certificat de urbanism și autorizația de construire, este adevărat. Dar meritul lor este cu adevărat al lor. Și nu vreau să-mi însușesc eu acest merit. Investitori privați care au creat totuși locuri de muncă pentru oamenii din Foarte oricare. Multe locuri de muncă în orașul Oltenița. Foarte multe locuri de muncă în Oltenița. E adevărat că noi avem beneficiu, avantajul că suntem aproape de București. Mulți lucrează și la București, dar creierile cele mai multe care avem nevoie au rămas în oraș. Pentru că la București cei mai mulți se duc la salubrizare și la firmele de pază. Noi trebuie să luptăm să ne ținem tinerii, în special cei dotați, în oraș. Am vorbit despre crearea locurilor de muncă, fonduri europene, accesarea de fonduri europene. Deja ne-am făcut o imagine despre viitorul mandat. Aș vrea să încheiem interviul și să mergem un pic spre sport. Știu că ați promovat în Liga 3. Este un subiect drag mie. Eu am practicat acest sport în tinerețe. Am jucat la echipa Fanion a orașului, se numea pe timpul ăla Navol Oltenița. În prima fază șantierul Naval Oltenița, pe urmă Navol. Și când am venit acum 8 ani, nu exista nici urmă de sport în Oltenița. Vechiul primar, nu-l condamn. Am constatat, nu-i plac sporturile. Și a desființat echipa de fotbal. Care echipa de fotbal în anii dinainte de Revoluție era cel mai bun propagandist al orașului Oltenița, că pe timpul ăla nu era în municipiu, având cea mai mare vizibilitate în țară, pentru că jucam în divizia B, iar fotbalul era la vremea aia cu adevărat poate o prioritate națională. Datorită fotbalului am fost cunoscuți în lume. Fotbalul a fost cel mai bun ambasador al României, participând la mai multe turnee finale, atât la mondiale, cât și la europene. Am început reconstrucția echipei, un lucru foarte greu. E nevoie de ceva bani. Și am ajuns până în Liga 3. Din păcate, n-am rezistat în Liga 3. Am retrogradat, iar după un an de Liga 4 am revenit în Liga 3, în urma unui baraj susținut la Buzău, unde am trecut de echipe precum Domnești sau Plopeni. Plopeni care la fel au o tradiție foarte bună în fotbal. Bucuria este imensă. Sunt foarte mulți iubitori de sport în oraș. Din cauza asta am refăcut acea bază sportivă care stă la dispoziția tuturor oamenilor din Oltenița. Vă spuneam de fonduri guvernamentale europene. Tot acolo, la baza sportivă, am obținut, se va face un teren sintetic, dar nu numai terenul în sine e important, se vor face tribune, se vor face cabine moderne de către CNI. În baza acelui contract între noi și UEFA, când ne-au atribuit organizarea campionatului european, au zis, faceți și un număr de stadioane dacă vreți. Noi ne-am încadrat și vom mai face un stadion acolo, iar acum pe ultima sută de metri ne-am apucat să facem toate hârtiile, tot pe bani guvernamentali. Aș vrea să întregesc acel complex unde avem două terenuri, unde avem terenuri de tenis, cu un patinoar artificial. Să ne-l facă CNI-ul, noi să-l preluăm și să-l punem la dispoziția oamenilor. Dar ăsta este viitorul. Am depus documente, vă spuneam, terenul este aprobat fără probleme. Deci, după părerea mea, dacă vrem
să avem tineri sănătoși, dacă vrem să, cum să spun eu, să performăm inclusiv în știință, nu se poate să ai o minte sănătoasă și să n-ai un trup sănătos. Totdeauna am spus, îmi doresc să scoatem copiii din fața calculatoarelor și să-i aducem la sport. Calculatoarele sunt extraordinar de importante, dar într-o limită de timp. Nu de dimineața până seara să dea dependență către tineri, către copii. Trebuie să-i învățăm și altceva. Odată promovați în Liga 3, obiectivul echipei pentru anul viitor va fi menținerea în această ligă sau țintiți mai sus? Nu. Menținerea echipei. Deocamdată nu se pune problema să țintim mai sus. Pentru că e posibil pe viitor, intenția mea este să fac o asociere cu Walter Tosto și cu Green Oil și în momentul în care ai avea fonduri, să îți pui, bineînțeles că totdeauna trebuie să țintești mai sus, dar ca să țintești mai sus, vezi ce bază ai. Și dacă n-ai baza materială, nu ținti mai sus, că te faci de râs. Deci sunteți realiști pentru acest moment? Sigur că da. Nu visez la divizia B astăzi, când vorbesc cu dumneavoastră. În viitor, vă spuneam altă dată, Walter Tosto, numai cu prima hală, spuneau că vor ajunge la 200 de salariați. Acum ei nu lucrează decât cu 40 de salariați. Păi, făcând și o a doua hală, mă gândesc, vor ajunge la minim 300, plus câteva sute pe orizontal, deci vor fi bani foarte mulți. Ori și dumnealor au nevoie obligatoriu de administrația publică locală. Și atunci eu spun să ne ajutăm reciproc. Și ca să nu existe nici cel mai mic dubiu, că nu vreau să-mi dea bani, nu vreau. Vreau să ne asociem, să facă parte din conducere și pentru mine ar fi ideal să preia conducerea dumnealor. Firmă privată, noi să ajutăm cu ce putem, cum am ajutat și până acum, dar dumnealor să dea grosul parilor și să decidă. În momentul ăla avem alte pretenții. Dumneavoastră le puneți la dispoziție infrastructura, iar ei suportul. Sigur că da. Sigur că da. Vă mulțumesc, domnul primar. Și eu vă mulțumesc.